Chiar înainte de Paște, angajații societății care reabilitează drumul european ce leagă municipiul Târgu Jiu de Petroșani astupau de zor gropile din carosabil. Înarmați cu o lopată și o găleată cu zmoală, muncitorii turnau bitum în fiecare crater. Șoferii care circulă frecvent prin zonă spun că s-au săturat de drumul plin de gropi, care le distruge mașinile. Ei dau vina pe autorități, care de ani buni permit bătaia de joc pe bani publici. Săptămâna trecută mi s-a rupt toalele la ea, toată suspensia pe față. Când o să o faci? De ce-ți bagi joc de noi oamenii ăștia? Guvernul ăsta nu face nimic aici. Proiectul este afișat acolo, 400 de miliarde. Unde-s banii ăștia? Ei știe doar să fură cu milioanele de euro și drumurile noastre și plătim taxe și impozite și rovinete. Nu-i bine așa ceva. Trăim și noi într-o Uniune Europeană. Cine ne plătește nouă mașinile? Ne plătește Ponta? Vreau să ia măsuri la guvern sus, că e dezastru Valea Jiului pe aici. Dezastru. Să vină... De la turnul Severin. Lucrările de reabilitare la drumul european ce tranzitează gorjul au început în anul 2007, contractul de 25,7 milioane euro fiind câștigat de firma maghiară Veghiebjer International Limited. După 4 ani în care nu s-a realizat mai mult de 5% din lucrări, deși firma constructor a încasat câteva milioane de euro, contractul a fost reziliat în 2011. Ulterior, Compania Națională de Drumuri a organizat o nouă licitație. În 2012, contractul a fost câștigat de asocierea de firme Comsa sau din Spania și Corporate Management SRL. Suma a ajuns de această dată la 117.975.702 lei fără TVA. Deși tronsonul de 44 de kilometri ar fi trebuit finalizat într-un an și jumătate, lucrările se apropie de 3 ani de la demarare și au fost executate în proporție mai mică de 50%.